Bună ziua tuturor, sunt tarot, cu etalarea pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent și nodul nord în rac. Etalare pentru aprilie 2020. După cum vedeți, deja cărțile de oracol le-am primit, mesajele de la înger le-am primit. Pentru cei care relaționați ori cu un geam, ori cu cineva care e marcat de zodia Gemini într-o formă sau alta, are planete acolo sau nodul nord, ori aveți voi acolo planete. Vi se confirmă faptul că sunteți în preajma unei iubiri adevărate. În preajmă, pentru că poate nu toți manifestați, dar energia este în preajmă. Repet de câte ori pot, este cartea mea preferată, este sărutul care îl trezește pe Dumnezeu în noi, trezește latura noastră divină, un sărut care este manifestat nu din pasiune, din pofte trupești, ci din conștiința și conștiința că celălalt este parte din noi înșine, este jumătatea noastră și ceea ce se întâmplă, sărutul acesta este sacru, este magic și este sacru în același timp. Ceea ce se întâmplă între voi doi, cel puțin unul, dacă nu amândoi, ar trebui să conștientizați că este ceva deosebit, ceva sacru. Am zis, e un cuvânt special și sper să-l înțelegeți unii dintre voi. La capătul setului de cărți aveți, ia uite, aveți credință. Aveți credință că vă veți ridica deasupra situației în care sunteți. Că e vorba de coronavirus, că e vorba de, eu știu, alte probleme pe care le experimentați. Vă veți ridica într-o formă sau alta și vă veți transforma și cred că nu doar într-o singură direcție, în multe direcții. Numărul 12 poate să vă spună ceva. 1 și 2 înseamnă 3, comunicare, evident călătorie pentru unii, nu e obligatoriu. Dar cred că ține mai mult de comunicare pentru că văd aici un profesor spiritual care s-ar putea să vă ghideze într-o formă sau alta. Oricum, profesorul spiritual vă va vorbi și despre credință sau măcar această etalare vă va aduce aminte că trebuie să aveți credință în voi în primul rând. Nu știu de ce eu acum simt că trebuie să vă concentrați pe voi într-o situație dificilă și nu pe ceilalți. În continuare aveți simple acte de amabilitate și vorbiți limbajul dragostei. Da? Încercați să vă cunoașteți unul pe celălalt. Voi știți despre cine e vorba. Că e persoană nouă, că este o persoană mai veche, iar variază de la situație la situație. Însă, se pare că în această perioadă cam toți vorbim. Teoretic, așa ar trebui. Probabil doar cei care au probleme de comunicare nu discută. Dar toți vorbim mai mult, măcar la telefon, pe Facebook, pentru că nu ne putem întâlni. Și teoretic ar trebui să începem să ne cunoaștem mai bine într-o anumită relație sau în relațiile cu cei care au nevoie de noi sau în relațiile în care noi putem primi ajutor, că poate voi aveți nevoie de ajutor, iar e posibil. Ideea este că învățăm să ajungem, trebuie să ajungem, nu? Învățăm limbajul dragostei. Și dacă uneori se întâmplă ca să avem limbaje diferite, dacă avem Venus într-o sinastrie, fiecare are poziția lui Venus. N-am formulat corect. Poziția lui Venus în harta natală poate să creeze oarecum probleme într-o sinastrie. Ei, și comunicând și încercând să ne cunoaștem unul pe celălalt, descoperim, de fapt, limbajul dragostei al fiecăruia. Ați înțeles, da? Unul se exprimă prin daruri, altul se exprimă prin comunicare, ca mine, de exemplu, dacă nu comunic, na. Alții se exprimă prin gesturi de tandrețe, în mod special cei cu marcaj pe casa a doua, care au planete în semne de pământ, care sunt marcați într-un fel sau altul de Venus, de un Venus pământean, să zic că au nevoie de tandrețe de atingere. Variază de la persoană la persoană. Unii prin prietenie, cei care au marcaj pe vărsător de an,
Este foarte important să comunicăm, să încercăm să ne cunoaștem și uite așa să descoperim că da, există dragoste adevărată, chiar dacă nu este perfectă. Important este că e adevărată. Aveți credință și am abilitatea, te energizează și îți aduce fericire ție și celor din jurul tău. 5. Poate 5 să țină și de creativitate. În fine, n-am ochelarii la mine și s-ar putea să nu... Da, nu văd bine, dar oricum, e ok. Mesajul eu cred că s-a primit. În continuare, să vin pe aici. În continuare, de la înger ați primit și confirmarea că sunteți protejați. Sunteți protejați, sunteți în siguranță, sunteți susținuți în ce? În timp ce vă schimbați cariera sau viața. Iar e vorba de schimbare, de transformare, da? În timp ce vă schimbați. Și e mare lucru să primiți această confirmare în situația prin care trece întreaga lume, da? Acest corona, mai mult sau mai puțin real. În fine, sensibilitate. Posibil sunteți sensibili. Posibil. Pentru că o văd pe doamna cu spatele. Poate aveți probleme cu spatele sau cu plămânii, mare grijă. Și poate aveți și o sensibilitate mentală. Mai ales cei cu planete în gemeni știu sigur că au această tendință să-și facă griji mai mult decât este cazul. Și mentalul afectează fizicul, dragii mei. Deci lucrați un pic la sensibilitatea voastră, senzitivitate. Lucrați cu cristale sau poate lumina. Cineva mă sună, sper să nu sune telefonul. Sau lumina pe care o primiți de la îngerii protectori. Aveți un profesor spiritual, aveți un artist sau, posibil, trebuie să descoperiți această latură a voastră sau să comunicați cu un profesor spiritual, cu un artist, persoane care văd lucrurile dintr-o altă perspectivă și, eventual, vă ajută să vă cristalizați într-un fel credința și să vă întăriți cristalele, sunt niște elemente foarte tari, da? Să vă întăriți un pic aura. Sper să nu fiu întreruptă. Sper să nu fiu întreruptă. În continuare... Dar nu mi-am făcut manicură, spun la fiecare etalare, am foarte mult de lucru. Mă mut dintr-un loc într-altul. Asta e. Scuzați, faceți abstracție. Important e mesajul, da? Ia să mut și scoiculița. Am pus-o așa pentru voi. Și broscuța testoasă pentru că voi aveți carapace. N-am rac, dar am alte elemente mamifere marine. Și cred că dau și lumânarea la o parte, o pun mai în spate. Da. Acum, din setul acesta de cărți, am vrut să se arate 5 de cupe. 5 de cupe reprezintă supărări. Supărări mari, tristețe, depresii. Cauzată din cauza unui trio, eventual, și din cauza asta nu vedeți posibilitatea de a vă atașa sau de a vă întâlni cu un suflet pereche. Dar 5 înseamnă și schimbare, prin creativitate, cum am văzut mai devreme. Da? Cred că totuși începeți să ieșiți dintr-o stare de griji, de depresii, de dor față de cineva. La capătul setului de cărți aveți ce? Justiția. Cu fi balanță pentru unii, urmată de magician. Eu zic că este axa balanță berbec. Într-o situație care ține de lucru, de muncă sau axa balanță berbec într-o relație cu un semn de pământ. Mai mult sau mai puțin. Sunt mai multe variante, dar această axă probabil v-a marcat, v-a influențat
această stare de dor, de depresie, dintr-un fel, dintr-un motiv sau altul. Repet, poate să fie la locul de muncă, că e semn de pământ, e 3 de monede, sau să fie o relație cu un semn de pământ. E posibil. Dar fiecare carte are variantă pozitivă și negativă. Varianta negativă ar fi că trebuie să se facă justiție divină într-o situație în care oarecum ați fost manipulați. Da? Poate unii dintre voi ați fost și într-un trio, da? Că apare totuși 3. Există și un 3 de cupe. Și totuși, această justiție divină vine cu o ofertă, o nouă ofertă, un nou suflet sau un nou job sau un nou stadiu al relației voastre, un stadiu care vă duce iar 5 către stabilitate, către angajament. Am spus că e posibil să fie o relație sentimentală. O relație sentimentală, da. Văd în continuare cavalerul de monede care vine foarte greu. Văd în continuare victorie, victorie mentală, discuții despre acest suflet pereche care a fost oarecum a jonglat cu situația și a încetinit manifestarea unei posibile relații. Dar spun că poate să se refere acest mesaj și la locul vostru de muncă. Poate la locul vostru de muncă aveți niște chestiuni legale de discutat ca să puteți manifesta o colaborare care v-ar aduce către o nouă direcție stabilă, un nou angajament. Da? Și încet, încet, pas cu pas, cavalerul de monede să vă ducă către victorie, colaborare, 2 de cupe înseamnă și colaborare. Este susținut și de această carte, da? Am spus, dacă ați fost manipulați, încercați să discutați și să construiți un nou început, o nouă direcție. Sper că am fost înțeleasă și sper că nu vă deranjează faptul că vin cu mai multe variante. Întotdeauna există și plus și minus în orice situație. Să le amestec un pic. Și da, dacă vedeți unghiile nefăcute, încercați să înțelegeți că lucrez, că mă mut, că am de aranjat lucrurile. Și înainte să începe talarea, salutări, Doamnă Divină, îți doresc multă sănătate, protecție acolo unde ești, în buricul Londrei, unde mergi în continuare la lucru, în condițiile în care majoritatea dintre noi stăm izolați. Mare, mare protecție și mă bucur că ți-a venit și ție protecția ca și confirmare. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să ai grijă de tine. Adaugă ceva la tratamentele naturiste care ți-ar susține sistemul, sensibilitatea și sistemul imunitar. Așa. Ia uite ce am văzut. Pentru unii dintre voi, un mincinos, să zicem, așa se zice, clasic, varianta cea mai simplă a lui 7 de spade, este un mincinos, un semn de pământ, care la un moment dat v-ar fi făcut o ofertă, dar cred că undeva voi sunteți ori la distanță, ori s-ar putea, eu simt, s-ar putea să încheiați un capitol și să începeți un nou. Acum, când apare mincinosul, iar apare împărăteasa. Când apare, aveți grijă de sănătatea voastră și de voi. Când apare mincinosul, evident că nu trebuie să vă supărați, pentru că am spus eu odată, când cineva minte, este foarte posibil să o facă din, cu totul alte motive, neapărat să vă păcălească pe voi, să se joace cu voi, cu mintea voastră. Pare că majoritatea celor care mint sau nu spun adevărul sau omit anumite lucruri, o fac din jenă, din rușine. Bine, asta nu înseamnă că nu trebuie plătită, nu trebuie reparată minciuna. Să vedem. Rac. Aprilie 2020. Hai să dau și asta la o parte. Rămâne pe aici. Ho! Să zicem un prezent marcat de trecutul, de martie. Ia. Schimbări neașteptate. Oh, ce frumos!
Wow! Nu mai e frumos. Vedem. La capătul setului de cărți, teoretic, sunteți voi că-i semn de apă, da? Voi supărați patru de cupe. Cineva încearcă să vă ofere un dar, o relație, o prietenie, dar voi încă vă gândiți la un trecut. Că acest dar vine de la împărăteasă, variază. Este foarte posibil ca voi să fiți această împărăteasă, voi să lucrați cu voi, cu felul în care iubiți, iertați, oferiți. Și da, împărăteasa, dacă împărăteasa primește această ofertă de la cavalerul de bâte, de la un aventuros, care va crea de-a lungul timpului griji și v-a făcut să deveniți defensivă într-o situație în care poate n-ar fi trebuit, înainte de a primi oferta, așteptați o discuție. O discuție în care aflați de ce s-a amânat manifestarea acestei dragoste adevărate, da? Acestei iubiri adevărate. Și când veți afla de ce s-a amânat această iubire adevărată, începeți să vă vindecați, să vă alchimizați emoțional și să vă vindecați mental și de-abia atunci aveți șansa să manifestați și pasiunea care este între voi. Așa simt să citesc, așa vă transmit. Inversia. Ok. Să zicem că începutul lui aprilie este marcat încă de martie. Ar putea fi prezent sau în trecut. Să zicem. Ideea este că simt că acest cavaler de monede, dacă este o persoană în semnul pământului cu care posibil să relaționați într-un fel sau altul, e oarecum cu spatele. Ori persoana în sine are multe responsabilități, ori voi v-ați simți consumați în această relație. Ați vrut să comunicați și nu ați putut. În general, semnele de pământ nu sunt foarte bune, foarte vorbărețe și buni comunicatori, decât dacă au cine știe ce planete. Din niște motive v-ați simțit, vă simțiți în continuare obosiți și dacă se întâmplă chestia asta, mai lăsați deoparte, mai lăsați și se pare că lăsați, că de la 10 ajungeți la 9 și e mare lucru. Învățați oarecum pe la jumătatea lui aprilie să puneți blocaje. Să blocați eventual, da, ce frumos, în momentul în care voi îi blocați, că e semn de pământ, că e semn de apă, că e de foc, nu contează, că e de aer, că sunt toate semnele în principiu, afară de apă. N-are posibil să fie și semn de apă. Acest cavaler de monede, care a venit foarte greu, ca un melc, s-a manifestat și a manifestat oferta. Încearcă la un moment dat să vă facă, nu știu, ori un cadou, ori să comunice ceva, dar destul de imatur. Destul de imatur. Pentru că eu văd că voi treceți de la 10 de bâte, de la acest consum energetic, emoțional, mental, fizic, la regina de monede. Începe să vă echilibrați financiar, fizic, cu steaua, emoțional, spiritual, pe toate planurile. Da, interesant, așa văd mesajul. Și dacă acest cavaler de monede vine iar cu o discuție simpluță, puerilă, în contextul în care nu ați discutat adevărul, da, valetul de spade e mult mai mental, da, în contextul în care nu ați discutat acel as de spade despre care am vorbit mai devreme, voi s-ar putea să îi blocați. Și acest blocaj să vină cu o transformare neașteptată. Eventual, dragii mei, cu o ruptură în această relație. Uitați cum se așa, da? Cu o ruptură, separare de acest cavaler de monede. Pentru că era toxic. Pentru că era toxic. Și a fost necesară această, este necesară această ruptură.
un mesaj pentru unii. Că știți, uneori vine ceea ce ne-am dorit, dar vine prea târziu, când nu ne mai interesează. Eu zic că acest eveniment neașteptat, ruptură, poate să fie, sau trezire spirituală pentru ei, dragii mei, sau pentru voi, aduce ce? Aduce speranță, aduce vindecare înainte de toate. Vindecare, credință, speranță. Că puteți fi echilibrați, creativi, frumoși. Și așa cum se arată, puteți să lăsați în spate diavolul. O chestiune toxică, un trio sau pur și simplu o relație, o situație toxică poate să fie și la job, am zis și mai devreme, da? Vedem cum se clarifică, dar pe vertical se vede nevoia de a comunica, cineva încearcă să facă o ofertă și la un moment dat, spre sfârșitul aprilie, steaua aceasta arată că voi recâștigați credința. Aha, da. Și nu doar credința. Începe să vă simțiți într-adevăr, dar nu doar la nivel de gând sau de vorbă. Chiar să simțiți în corpul vostru că aveți o valoare. Da? Și că dacă voi sunteți regini, ne sau regi, nimeni nu vă poate trata de ca și când ați fi niște copii, de ca și când lucrurile sau relația cu voi este o relație puerilă sau imatură, da? Cine a încercat să comunice în stilul acesta al baletului, nu a făcut bine. Voi sunteți o persoană matură și aveți nevoie de o comunicare matură. Se vede în continuare 10 de băte, 9 de băte și moneda. Regina de monede, pardon. O epuizare care se transformă, da? În lecție, pentru că 9 e un număr spiritual, este casa noua a spiritualității, învățați să renunțați măcar un pic la ce nu este important și să vă puneți blocaje. Să vă puneți garduri, ziduri protectoare. Apropo, dacă tot este acest virus, să vă protejați. Să vă protejați. Și protejându-vă, uite ce frumos. Îmi place să cred că aceasta este energia voastră și ați învățat să nu vă mai implicați atât de mult într-o situație în care toată lumea pun responsabilitățile pe umerii voștri. Mai renunțați și renunțând, învățați să dați ordine, să delegați pe alții să facă anumite lucruri care nu sunt pe măsură valorii voastre. Adică învățați să fiți lider, pentru că regii și reginele sunt lideri, da? Un lider nu muncește în halul acesta. Într-o situație, că e relație cu semn de pământ, nu neapărat, că este o ofertă din partea cuiva, o ofertă care a venit foarte greu sau simțiți că s-a dezvoltat foarte greu, s-ar putea să se rupă această relație, această situație într-o formă sau alta și să, eu zic, să vă eliberați de toxicitate. Să vă eliberați, să vă vindecați. Cavalerul de cupe ar trebui să fie primai. Ia uite. Să discutați, acel doi de cupe, să discutați de la suflet la suflet și eventual să, da, se rup lanțurile. Se rup lanțurile, se
scapă de toxicitate și undeva prin mai, da, numărul 5, se ajunge la o discuție emoțională și stabilă. Ok. Haideți să vedem clarificatorii. La capătul setului, în spatele iluziilor, aveți vinovăție. Cineva se simte vinovat, poate și voi aveți tendința să vă simțiți vinovați pentru alții. Lăsați-l, let go, da? Lăsați senzația de vinovăție. Este doar o iluzie. Ceea ce credeți voi că vă v-ar face vinovați de cine știe ce situație. Sper că sunt înțeleasă, da? Rac, Soare, Lună, Venus, Ascendent în Rac. Aprilie 2020. Ok. Ha! Participare. Flowering. Ce frumos, da? Lăsați responsabilitățile, Regina de Monede, și înfloriți. Maturitate. Este similar, ia uite, burden, similar cu 10 de bâte. Este o greutate. Conștiință, integrare, visul, speranță, steaua, ce frumos. Noi suntem lumea sau similar cu 10 de monede. Și moment cu moment, similar cu 2 de monede. La capătul setului de cărți, ia uite, epuizare. Iar epuizare, sunteți epuizați, dar aveți curajul că prin izolare, isolation, prin izolare, că este forțată, că este datorată unei relații, unei situații, în izolare vă puteți găsi confortul, da, emoțional. Vă puteți reconecta la inocența voastră și vă puteți conecta la soare și la regina de cupe. Să fiți, oh, ce frumos, să fiți receptivi la dragostea care vine, da? Și vine la un moment dat, vin. 3 de cupe. Iar mai încet, cu răbdare, aveți credință că se va transforma. Sper că înțelegeți mesajele. Ok. Deci, în prima săptămână, cineva încearcă să participe, să creeze acest 4 de bute. Este similar cu 4 de bute. Dar, să creați o fundație bazată pe... Crucea asta mă duce către credință, da? Și aveți și steaua și ați primit și mesajul, da? De la înger, să aveți credință. Vreți să comunicați eventual despre felul în care a trebuit cineva să participe într-o relație, într-un job, da? Și credința care trebuie pusă ca și bază, ca și fundație. În momentul în care renunțați, da? Renunțați la aceste greutăți, uite, burden, da? Aceste responsabilități, deveniți regina. Rege sau regina, nu contează că sunteți bărbați, puteți fi regine, varianta feminină. Începe să înfloriți, să atrageți abundența, ce înseamnă? Să atrageți abundența pe altă cale, nu prin muncă. Și uite, așa vă maturizați. E chiar oarecum similar cu cavalerul de monede. Ei, și clarificarea susține faptul că poate acest cavaler se maturizează. Doamne ajută! Doamne ajută! Sau pur și simplu, voi căpătați maturitate în situația prin care treceți. Iar, pe la jumate, că e jumate, că e început, că e sfârșit, la un moment dat în aprilie, lăsați aceste greutăți. Și conștientizați că trebuie să vă creați aceste ziduri protectoare ca să nu vă dărâmați sistemul imunitar, să nu vă dărâmați întreaga viață, ci să integrați yin și yang, plus și minus, masculin și feminin, noaptea și zi, să integrați experiențele.
Și uite, așa integrându-le, ajungeți la maturitate. Că o fi sfârșitul lui aprilie, că o fi un alt moment în aprilie, această stea este clarificată de un vis. Vă vindecați într-un vis, într-o poveste de dragoste pe care ați visat-o. Eventual, vindecându-vă, începe să aveți speranță, dar sub altă formă. Dacă înainte sperați ca această poveste să se manifeste într-un fel, acum poate vă schimbați, că turn înseamnă și schimbare, vă schimbați viziunea. În momentul în care ajungeți regina de monede, înțelegeți că puteți avea întreaga lume la picioare, puteți cuceri lumea, puteți atrage ceea ce vă doriți. Abundența pe care o sperați într-o relație, stabilitatea pe care o sperați, 10 de monede, banii pentru care ați muncit atât, dar nu trebuie să munciți, trebuie să aveți o anumită vibrație. Și asta e. Pas cu pas, zic eu că vă eliberați de acest diavol, de această toxicitate, sau și mai bine, că este similar cu 2 de monede, iar semn de pământ, iar acel jonglor despre care am vorbit mai devreme, dați în urmă, undeva zic eu că începe să înțelegeți de ce acest semn de pământ, mai mult sau mai puțin pentru unii, a fost atât de indecis. Și poate neapărat nu s-a decis între voi și o altă persoană, poate între voi și Job, sau poate chiar și voi ați muncit foarte mult. Poate chiar și voi ați muncit foarte mult, variază de la situație la situație. Deci în momentul în care manifestați toate aceste cărți despre care am vorbit, vă eliberați pas cu pas, că eliberarea nu se întâmplă brusc, da? Chiar dacă apare turnul, turnul se dărâme, dar apare reconstrucția, cărămidă cu cărămidă, reconstruim, integrăm experiențele, da? Și am zis pas cu pas, moment cu moment, mai rupeți cât o zi din această toxicitate și manifestați această regină de monede, acest vis, această stea, această maturitate, această înflorire. Și da, a fost necesar să suferiți, să vă simțiți singuri, dar în acest întuneric v-ați regăsit lumina, da? V-ați regăsit steaua, credința despre care am vorbit și, eventual, aveți totuși în preajmă ori un profesor spiritual, ori voi vă ridicați, să zicem, până la această vibrație. Pentru unii, puteți să împărtășiți în această lecție spirituală. Da, și să culegeți fructele acestei experiențe. Și să intrați în existență, asta e prin mai. Să manifestați un nou început. Sper că a fost clară. Dacă nu, mai ascultați încă o dată. Eventual, dacă v-a plăcut, dați like, că nu e nicio rușine. Și dacă cumva n-a rezonat, căutați în altă parte. Te sper să rezoneze și să-mi spuneți cum se manifestă în viața voastră tot ce am povestit eu aici. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, protecție divină. Pa, vă pup, numai bine!